Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea În Obiectiv. Astăzi, în obiectivul presei, intră Matei Vișnec. De ce? Pentru că am fost martor la un eveniment pe care doresc să vă fac părtaș și pe dumneavoastră. Este vorba de deschiderea oficială a Teatrului Matei Vișnec la Suceava. Un teatru nou care funcționează, pentru cei care nu știu, trebuie să spun, funcționează în sediul fostului Cinema Modern, unde mai funcționează și un cinematograf 3D. Deschiderea s-a făcut în prezența numeroaselor oficialități, iubitori de teatru, de cultură din județul Suceava, dar și în prezența dramaturgului și jurnalistului Matei Vișnec. În deschidere, jurnalistul Matei Vișnec a ținut un discurs despre jurnalism și despre teatru. Că este o legătură între teatru și jurnalism, vă las să vedeți din filmarea care urmează, după care revenim în obiectiv. Dragi prieteni ai teatrului, bine ați venit la primul eveniment oficial al Teatrului Municipal Matei Vișnec Suceava. Un eveniment care nu ar fi putut fi imaginat mai frumos decât cu participarea distinsului dramaturg Matei Vișnec. Îl aplaudăm pe Matei Vișnec. Bună seara și bine ați venit la teatru. După cum vedeți, Suceava are un teatru, avem toți un teatru. Teatrul este o metaforă extraordinară a optimismului, a speranței. Este un semn că putem crede în visele noastre, că putem crede în progres, că putem crede în cultură, că putem crede în mai bine, că putem să ne încredem unii în alții, că putem avea și aripi, deși uneori ele se întâlnesc cu diverse greutăți. Este un moment foarte important și pentru mine și pentru dumneavoastră. Acest teatru în care ne aflăm cu toți în acest moment este o casă a culturii, a speranței, a frumosului, a frumuseții, a frumuseții interioare. Este un loc în care vom putea discuta, reflecta. Iată ce vă propun. Întâi și întâi vreau să vă spun câteva cuvinte despre ceea ce cred eu că reprezintă jurnalismul și teatrul. Eu sunt un om care de 25 de ani, mai bine chiar din 1988, practic meseria de jurnalist. Teatru, am început să scriu de pe la 15 ani, deci sunt 45 de ani de când scriu teatru. Și în viața mea, jurnalismul și teatrul s-au întâlnit într-un mod extraordinar de prolific. Timp de 25 de minute aș vrea să vă vorbesc despre această întâlnire între jurnalistul Matei Vișnec și dramaturgul Matei Vișnec în ființa mea. Și apoi vreau să vă invit să vedeți un film pe care, bineînțeles, titlul poate să pară puțin pretențios sau prețios, Matei Vișnec la Rege la Avignon. N-am fost rege niciodată, dar m-am simțit ca un rege în această cetate a papilor, unde timp de 25 de ani, practic an de an, am făcut pelerinaje, unde mi-am văzut piese de teatru montate și unde am văzut ce se întâmplă într-un oraș care investește în cultură. Am fost rege pentru că am iubit teatrul și am iubit acest oraș devenit o capitală mondială a teatrului. Aș spune că în viața fiecărui om, orașele au o semnificație deosebită. Câte orașe putem iubi foarte tare în viață? 2, 3, 4, 5, nu mai mult. Așa s-a întâmplat și cu mine. Orașul Rădăuți a fost un oraș în care m-am născut, m-am format. Orașul București a fost orașul în care m-am trăit studenția. Am ajuns apoi la Paris, deși nu l-aveam în codul meu genetic. Destinul m-a făcut să trăiesc mai mult acum la Paris decât am trăit la Rădăuța, la București. Și după aceea a venit orașul Avignon în viața mea, unde, datorită unui festival, unul dintre cele mai importante din lume, poate cel mai important din lume, ca festival de avantgardă, l-am cunoscut atât de bine.
Dacă mă lăsați acolo cu ochii închiși, știu pe ce stradă sunt. Pot să vă povestesc ore și ore despre ce se întâmplă în acest oraș al teatrului, unde în fiecare an vin cam câte 1000 de companii care să prezinte spectacole și unde un public avid de teatru se întâlnește an de an cu frumusețea, dar și cu curajul artistic. Acest film este un omagiu adus orașelor, de fapt, care investesc în cultură, pentru că numai orașele care investesc în cultură au viitor. De asemenea, am vrut prin acest film să vă invit la o călătorie. Uneori când vezi lucruri extraordinare, simți și nevoia să le împărtășești. O vreme călătoream și mă simțeam bine singur. După o vreme, însă, după 2, 3, 4 ani de Occident, mi-am dat seama că îmi este imposibil să mai călătoresc fără să nu fiu împreună cu cineva alături cu care să împart frumusețea. Este cazul acum și vreau să împart cu dumneavoastră această bucurie de a fi fost rege la Avignon. Despre jurnalist și teatru aș vrea să vă vorbesc puțin, pentru că în viața mea ele au avut un rol extraordinar. Închipuiți-vă că mă împărțiți în două, mă priviți acum și partea stângă este locuită de jurnalistul Matei Vișnec și partea dreaptă de scriitorul Matei Vișnec. Sau invers. Jumătate din mine este jurnalistul care, după 28 de ani de jurnalism, începe să fie puțin obosit și puțin pesimist. Pentru că jurnalistul își spune după un an, 5 ani, 10 ani, 15 ani, 25 de ani, 28 de ani de prelucrare a materialului numit actualitatea, își spune că omenirea asta este puțin țăcănită. Că, de fapt, omul nu învață niciodată din greșelile trecutului. Că, de fapt, crizele se sting și reapar altele. Că, de fapt, treptat, oamenii politici mai cred în cuvântul progres. Că omul poate că a deraiat. Că societatea noastră mondializată poate că nu este cea mai bună pe care o construim. Zi de zi, jurnalistul din mine s-a întâlnit cu informația, în general, negativă. Cu ororile lumii. Cu subiecte teribile, asasinate, terorism, catastrofe, corupție. Mă opresc cu această listă teribilă care este nesfârșită și îmi spun că imaginația răului este incredibilă. Practic, n-a fost zi în cei 28 de ani de jurnalist să nu vorbesc la radio, acolo unde sunt eu angajat, la Radio France International, despre o catastrofă. Despre ceva rău. Despre ceva rău făcut de om, un rău făcut de om tot omului. Treptat, jurnalistul, după ce vorbește ani și ani de zile doar despre astfel de lucruri, aproape că se otrăvește. Informația devine toxică. Aproape că jurnalistul își spune, nu se poate. Nu se poate. Lumea e nebună. Din fericire, scriitorul, care și el locuiește în mine, cealaltă jumătate, începe să-și spună, stai puțin, nu e chiar așa. Omul este totuși o ființă extraordinară. Este o ființă contradictorie, dar în același timp este capabil de poezie, de dragoste, de ambiții, de vis, de generozitate. Omul totuși este o mașinărie sublimă, care trebuie ajutată, trebuie să credem în el. Omul are în el ceva din cel care l-a creat. Cosmicitate. E capabil de zbor. Poate avea un suflet adânc, profund și poate fi un model, poate fi un erou. Dacă ar fi să refacem istoria lumii sau portretul omului numai după articolele care s-au scris în presă în ultimii, știu eu, în ultima sută de ani, portretul omului ar reuși teribil de întunecat. Dacă ar fi să refacem portretul omului din literatura scrisă în ultima sute de ani, portretul omului ar fi mai luminos. Omul apare în ceea ce este el prin esența sa. O formă de zbor, o formă de frumusețe. Potențial vorbind, omul este în centrul universului. Iată cum comunică între ei jurnalistul și scriitorul, zi de zi.
Viața lor în doi nu este ușoară, dar este plină de surprize și se hrănesc reciproc cu subiecte. De fapt, atât jurnalistul din mine, cât și scriitorul din mine au ca teritoriu, ca perimetru de studiu societatea, ceea ce face omul. Fiecare însă observă omul în felul său. Fiecare are instrumentul său de evaluare a acțiunilor omenești. Deseori, jurnalistul este obligat să observe răul, dar scriitorul este cel care interpretează, care caută la rădăcinile răului și care vede speranța din soluții. Jurnalistul știe că are o misiune importantă, mai ales în lumea noastră complicată, în care suntem asediați de informații și de dezinformare. Jurnalistul știe că atunci când își face meseria bine, este o formă de contraputere. Uneori jurnalistul este cel care are acces la adevăr sau care identifică adevărul, pentru că deseori, să zicem, lumea, sfera politică nu vrea să vadă adevărul. Din acest punct de vedere, spuneam că jurnalistul este o formă de contraputere. Jurnalistul este de asemenea obligat să fie independent, să fie obiectiv, să nu mintă, să nu aibă stăpân decât propria sa conștiință. De fapt, aceasta este și definiția prin excelență a jurnalistului. Am să vă dau un exemplu care este frumos și tulburător în același timp. Eu lucrez de 25 de ani la Radio France International și vă invit să ne ascultați în continuare, dacă nu ne-ați ascultat, să începeți să ne ascultați. Și îmi dau seama acum, după 25 de ani, că la acest post de radio, niciodată nimeni nu mi-a impus o linie editorială. Întotdeauna am ales subiectele în funcție de actualitate, dar și de conștiința mea, de instinctul meu și le-am tratat în funcție de, repet cuvântul, ce-mi dicta conștiința. Absolut niciodată la acest post de radio nu am fost cenzurat, nu mi s-a sugerat un subiect sau nu mi s-a sugerat să-l tratez altfel. Este ceea ce se cheamă independență, independența unui jurnalist. Din păcate, în presa de astăzi, jurnaliștii care sunt cu adevărat independenți sunt din ce în ce mai puțini. Există atâta presiune asupra lor. Presiunile lumii politice, presiunile comerciale, presiunile mediatice. Dacă am ținut să vă vorbesc despre teatru și jurnalism în această seară, este și pentru că în acest loc dedicat teatrului vom putea face și conferințe importante și interesante. Este teatru și un loc de dezbatere. Aș spune că așa cum pentru un actor este important să fie just când joacă, adică să nu se vadă că face teatru, tot așa, teatrul a intervenit într-un mod nefast în lumea jurnalistului. Mediile de informare astăzi s-au teatralizat. Deseori, ceea ce vedem nu este informare, ci spectacol. Modul de a informa astăzi s-a hollywoodizat. Acest limbaj cinematografic al Hollywoodului a început să se incrusteze treptat în maniera mediilor de informare de a trata actualitatea și nu mai este transmisă informația cât este transmis frisonul mediatic. Mediile de informare, marile medii de informare, caută acum adrenalina să emoționeze pe spectator sau pe ascultător sau pe telespectator, să-l țină acolo în fotoliu, să nu mai părăsească ecranul, să rămână fidel acelui post de televiziune sau de radio care este cel mai spectaculos. Competiția dintre mediile de informare creează tot așa un fel de accent pus pe adrenalină, pe emoție pură. Să vă dau un exemplu. În 1988-89 am lucrat timp de un an și două luni la BBC, la Londra. Am lucrat la BBC și acolo era un muzeu al BBC-ului și la un moment dat, vizitând acel muzeu, am descoperit ceva uluitor. În anii 20,
când un jurnalist deschidea buletinul de știri, când citea buletinul de știri, îi se întâmpla să spună câteodată: bună ziua, dragi ascultători, astăzi nu avem știri. Trecem la altceva, la teatru radiofonic, la reportaj. Astăzi nu avem știri. Pe vremea aceea aveau, deci, onestitatea jurnaliștii să spună: nimic din ce se întâmplă astăzi în lume nu este atât de important cât să vă furăm timpul. Deci vă lăsăm timpul să-l investiți în altceva mai folositor. Cine ar îndrăzni astăzi să vă spună: știți, nu avem știri importante astăzi, faceți altceva. Deschideți o carte, uitați-vă la un film, mergeți la teatru. Decât să stați jumătate de oră cu noi la telejurnal, mai bine citiți jumătate de oră, că, sincer să vă spunem, nu e nimic important astăzi pe planetă. Nu, astăzi sunt știri tot timpul, 24 de ore din 24. Dacă e să vă lăsați îmbarcați de delirul mediilor de informare, ar trebui să stați 24 de ore din 24 cu ochii în televizor sau cu urechea în aparatul de radio ca să ascultați știri. Pentru că știrile sunt produse, inventate. E bine, când eram eu la BBC, știrile erau difuzate cam așa. Irlanda de Nord, Belfast. O bombă care a explodat într-un cartier protestant din Belfast a provocat moartea 4 persoane. Cam așa citeam fiecare știre. Întâi spuneam țara în care s-a produs, orașul, localitatea și natura știrii. Cine ar îndrăzni astăzi să prezinte o știre în felul acesta? Astăzi știrea este prezentată cam așa. 4 morți este bilanțul unui atentat comis în Irlanda de Nord, în Belfast. Accentul cade imediat pe moarte, ca să-l prinzi pe spectator, să stea cu tine, să aibă un frison, să nu te mai părăsească. Se poate și mai bine însă. 4 morți, 3 răniți, dintre care unul cu picioarele retezate, este bilanțul unui atentat sângeros comis într-un cartier din Irlanda de Nord. Cam așa sunt prezentate astăzi știrile. Se poate și mai bine de altfel. 4 morți uciși în condiții abominabile, dintre care 4 răniți în stare gravă, unul fiind cu picioarele retezate, tată a 2 fetițe, a fost, iată, bilanțul unui teribil atentat comis în Irlanda de Nord, fiind cel de-al 6-lea atentat comis anul acesta într-o zonă în care sângele curge de 30 de ani. Imaginația jurnaliștilor de astăzi, între ghilimele, este extraordinară, tocmai ca să vă mănânce timpul. Este o competiție între mediile de informare incredibilă, tocmai ca să vă mănânce timpul. Mă întreb cine e capabil să ne învețe cum să facem o selecție între cei care au ce să ne spună și cei care nu au ce să ne spună. Sigur, în ziua de astăzi suntem suprainformați. Deseori suntem suprainformați și în același timp manipulați prin suprainformare, prin exces de informație și mai ales prin exces de imagine. Reflexul unui om care este, să zicem, se află la volan dimineața și aude o știre, este de a ajunge la un moment dat la birou sau acasă și de a prinde televizorul ca să vadă imagini. Dacă nu ai imagini la ceea ce s-a întâmplat, aproape că nu crezi că s-a întâmplat. Imaginea vine peste noi și ne țintuiește în fotoliu, în fața ecranului, într-un mod și mai teribil decât radioul. De altfel, radioul este, după părerea mea, maniera cea mai onestă de a informa. Imaginea a devenit totalitară. Și o dorim din ce în ce mai excitantă, mai cinematografică. Aproape că privim un film atunci când privim actualitatea. De altfel, uneori sunt diverși jurnaliști care fac gafe enorme. De pildă, la televiziunea greacă, acum nu știu cât timp, eram la Atena, cineva îmi traducea ceva și era un jurnalist care spunea: prezenta de fapt niște incendii de păduri. Și la un moment dat spune: iertați-ne pentru calitatea proastă a imaginii. Deci el își cerea iertare că nu poate prezenta incendiile de păduri într-o calitate mai bună, pentru că nu fuseseră echipele destul de agile să fie mai aproape de foc. Ei bine, toate aceste lucruri le observ.
le observ de foarte multă vreme, fiind eu, după cum am spus, locuit de două persoane. De jurnalistul Matei Vișnec și de scriitorul Matei Vișnec. Dramaturgul Matei Vișnec. Am scris deseori piese pornind de la ceea ce îi se întâmplă jurnalistului, de la ceea ce observă jurnalistul, tocmai pentru a denunța, în măsura în care pot, această extraordinară manipulare prin informare, prin informație. De fapt, ce îi se mai întâmplă omului suprainformat? Omul suprainformat, în momentul în care are acces, uneori indirect, la ororile lumii, la informație, brusc, întrucât este informat, el se simte liniștit și nu mai simte nevoia de a acționa. După ce te-ai așezat în fotoliu și ai privit ororile lumii la televizor timp de jumătate de oră, adică jurnalul de seară, îți spui de fapt ce? Mi-am făcut datoria față de lume. Am privit ororile de lume, ororile care s-au întâmplat astăzi. Deci nu mai e necesar să acționez. Acum fac altceva. Mâncăm în familie, mergem cu prietenii la o bere, mergem la film, știu eu, în sfârșit, privim un film de război tot la televizor. Suprainformarea duce, deci, la un fel de tranquilizare a spiritului, calmarea lui, aș spune chiar drogare. Și simți dintr-o dată nevoia să fii liniștit după ce ai văzut lucruri care ar trebui să te împingă să ieși în stradă și să acționezi. Este o altă consecință asupra informării. Tranquilizarea, calmarea, domesticirea, dacă nu chiar îndomitocirea publicului. Cum spuneam, sunt lucruri pe care le observ și nu sunt singurul. Am citit foarte multe cărți de altfel în ultimii ani despre aceste manipulări subtile. Terenul meu de observație este în special Occidentul, mediile de informare în Occident. Și în România se întâmplă însă multe lucruri teribile. De pildă, capitalul mediatic. E un concept foarte interesant. Capitalul mediatic înseamnă să-ți faci capital mediatic, să fii prezent cât mai mult la televizor. Că ai ceva de spus, că nu ai ceva de spus. Dacă ești prezent zi de zi la televizor, fiind tu om politic sau fiind tu sportiv, vedetă efemeră, nu știu eu, având o altă funcție în societate, dacă ești zi de zi prezent, lumea începe să creadă că efectiv chiar ai ceva de spus. Iar în momentul în care este pus un vot în urnă, instinctiv aproape, prin această spălare de creier, omul va vota pentru cel care a fost cel mai des prezent pe ecran. Capitalul mediatic este o boală a mediilor de informare moderne. Din momentul în care imaginea a început să devină ceea ce este acum, o formă subliminală de luare în stăpânirea subconștientului, capitalul mediatic a provocat multe daune. Dacă ne-am gândit sincer, de câte ori suntem tentați să le dăm credit unor oameni pentru că apar des la televizor, nu pentru că au ceva de spus cu adevărat. Este o boală. O boală de astăzi a industriei mediatice. Pentru că, iată, informația s-a transformat în industrie. Iar treptat pe această planetă s-a constituit ceea ce numim noi, cei care studiem fenomenul, imperii mediatice. Imperiile mediatice, ce vor ele? Vor să se ocupe integral de timpul dumneavoastră. Imperiul mediatic este dispus să vă ofere informații, dar și seriale de televiziune, și emisiuni sportive, și jocuri la televizor, și reviste, și ziare, și cărți, dar condensate, că nu trebuie citit Dostoevski tot. În 60 de pagini condensate vi se poate povesti cum e cu Dostoevski, tot în 60 de pagini poate fi povestită toată opera lui Shakespeare și plus la fel. Adică, decât să citiți timp de 80 de ore Muntele Vrăjit, e suficient în 8 minute ați înțeles cum e cu Thomas Mann. Aceste imperii mediatice se infiltrează peste tot. Ele intră în competiție că au nevoie de timpul dumneavoastră. Dar mai ales au nevoie de timpul copiilor noștri, care sunt viitoarea generație în curs de sacrificare. Spun aceste lucruri pentru că pentru mine teatrul a fost întotdeauna
un loc de unde pot fi denunțate numeroasele forme de spălare pe creier și relele din lume. Dar și ca jurnalist am această misiune. Știți, există un extraordinar moment în Biblie, când Dumnezeu îi cere unui personaj biblic să-și sacrifice fiul pentru a-și demonstra credința. Și în ultimul moment, ce se întâmplă? Dumnezeu trimite un înger și spune, știți dumneavoastră cui? Nu-ți ucide fiul totuși, ai fost pus la încercare. Ucide oaie sau omoară oaie, e suficient pentru sacrificiul pe care vrei să-l faci. Concluzia este că uciderea fiilor este interzisă în toate cărțile sfinte. Numai societatea modernă nu interzice uciderea fiilor, adică uciderea copilului de către adult. Și ce fac adulții ca să-și omoare copiii? Cum nu pot să-și omoare direct, și omoară prin ceea ce inventează ei ca să le fure timpul, ca să îi îndepărteze de societate, să îi îndepărteze de valorile adevărate, să îi îndepărteze eventual și de adevăr. Inventăm pentru copiii noștri milioane de jocuri inutile, milioane de dispozitive tehnice infernale. Îi lăsăm să se scufunde în zona Facebook, în zona comunicării inutile, în zona ludicului care nu se mai sfârșește. Atât de copii se urcau într-un tren și se uitau pe fereastră timp de ore și ore. Încercați să urcați într-un tren acum și să vedeți ce fac copiii. Se uită în niște ecrane. Toate acestea sunt invențiile noastre, ale adulților, pentru că, de fapt, că vrem, că nu vrem, încercăm să-i omorăm pe copiii noștri. Acestea sunt adevăruri pe care trebuie, de care trebuie să devenim conștienți. Sigur, eu le spun într-o manieră brutală, pentru că sunt scriitor. Dar există mult adevăr în ce spun eu. Aș mai vrea să vă dau câteva exemple de piese de teatru pe care am scris, inspirându-mă din realitate, pentru a vă spune că uneori eu, ca scriitor, n-am avut atâta imaginație ca să inventez orori de genul celor inventate de realitate. Între 1992 și 1996 a avut loc un război îngrozitor în centrul Europei, în Bosnia, în fosta Iugoslavie. Eram jurnalist și la ora aceea și transmiteam zilnic despre ce se întâmpla acolo. Bombe, orașul Sarajevo era asediat, cădeau obuze în piața centrală și mureau oameni, sniperii trăgeau cu pușca cu lunetă în civili și așa mai departe. Cohorte de jurnaliști străini erau acolo și așteptau să filmeze, să fotografieze, treceau dintr-o tabără în alta, luând interviuri. Era o mascaradă și a istoriei, sângeroasă mascaradă, dar și o mascaradă mediatică. Transmiteam în fiecare zi despre ce se întâmpla la ora aceea și mă simțeam din ce în ce mai trist și aproape că mi-era silă de mine. Îmi spuneam, dar ce sunt eu, un cioclu? Zilnic transmit anunțuri mortoare, de fapt. Ce fel de jurnalism este acesta când zi de zi transmit altora ororile care se întâmplă la doi pași de casa mea? Normal ar fi trebuit să plec, să încerc să opresc acele orori la fața locului. Numai că jurnaliștii nu pot face acest lucru. Pot denunța, bineînțeles. Atunci am avut primele informații venite pe depeșe, agenția France Press și altele, transmiteau despre femeile violate în Bosnia, iar violul devenise o strategie militară pentru a demoraliza adversarul. Mi-am dat seama că este un nivel de barbarie și mai mare decât ceea ce se întâmplase până atunci și așa s-a născut o piesă care se numește despre sexul femeii când de luptă în războiul din Bosnia. Și atunci, jurnalistul din mine, care era efectiv supărat și neputincios, s-a mai liniștit, pentru că scriitorul i-a luat o parte din povară și a prelucrat în teatru, prin literatură,
un material care nu putea fi dus până la capăt de către jurnalist. Mai târziu, când a început războiul din Cecenia, iarăși a căzut la un moment dat peste o depeșă incredibilă. Era un grup de combatanți, nu spun din ce tabără, care omorâse un soldat, un combatant din tabără adversă. I-au găsit în buzunare adresa casei, fotografia mamei și i-au scris acestei mame spunând: Doamnă, băiatul dumneavoastră e mort. L-am împușcat. Mort. Nu mai puteți face nimic pentru el decât să-l înmormântați după tradiția dumneavoastră și, dacă vreți, vi-l trimitem. Vă trimitem cadavru. Vi-l vindem. $2000 și vă dăm cadavru. Această simplă depeșă mi s-a părut iarăși o formă uluitoare de barbarie pe care eu personal, ca autor, n-aș fi putut să o inventez. Și am scris o piesă care se numește Cuvântul Progres spus de mama, sună teribil de fals, în care tocmai vorbesc despre acest tip de oroare pe care imaginația scriitorului nu o poate produce. Am scris această piesă în care este vorba despre o mamă care nu-și poate trăi doliul până ce nu găsește ceva de copilul ei, un bocanc, o cămașă, ceva măcar, pentru că e o mamă care nu poate plânge. Și atunci își caută ceva din ce a rămas din fiul ei. Sunt doar două exemple. Acum încerc să scriu o altă piesă pentru că Europa este confruntată cu un alt șoc de civilizații, un șoc sociologic, uman. Sunt 1.200.000 de persoane care au venit din Orientul apropiat, au trecut Marea și au venit în Europa. Rare ori Europa, de la al doilea război mondial încoace, niciodată n-a fost confruntată cu un astfel de flux de imigranți. Am cules lucruri uluitoare despre ce se întâmpla în timpul traversărilor respective. Și am dat la un moment dat peste o poveste care mi s-a părut și ea demnă de a fi tratată într-o piesă. Într-o împartațiune din aceea fragilă se aflau vreo 40 de musulmani și vreo 10 creștini. Toți veneau din Africa profundă. Creștinii erau jos în cală, înghesuiți, și musulmanii erau deasupra. Creștinii fiind minoritari în țara respectivă, deci erau minoritari și pe embarcațiune. La un moment dat, embarcațiunea a început să prindă, să ia apă. Devenise clar că sunt prea mulți în barcă. Capitanul și cel care era călăuza, de fapt capul răutăților, cei care fac aceste transferuri, le-a spus celor de sus, trebuie să aruncați în apă vreo 5 oameni. Și atunci și-au spus, păi, pe cine să aruncăm? Iar aruncăm pe creștini, că nu o să ne aruncăm pe noi, că suntem mai mulți. Sigur, la un moment dat, unul dintre musulmanii de sus le-a zis, măi, voi sunteți nebuni? Păi noi unde mergem să căutăm asil politic? Dar creștini, tocmai în Europa. Și acum, dacă aruncăm creștini, crezi că ei, când vor afla chestia asta, vor fi bucuroși și o să ne dea asil politic și o să ne primească cu brațele deschise? Hai măcar să aruncăm doi de la noi, doi de la ei. Sau măcar păstrăm proporțiile, adică noi suntem de 5 ori mai mult, un creștin și 4 musulmani. Ei nu, rațiunea n-a învins în condiții de situații limită. Până la urmă au fost aruncați în apă creștinii. E o poveste adevărată. E o poveste adevărată care este relatată de un jurnalist, de un reporter. Mi se pare că este atât de profundă și atât de tâmpurătoare încât merită transferată și în literatură. Iată deci cum lucrează împreună cei doi oameni care locuiesc în mine. Sunt tot timpul cu ochii pe ce se întâmplă și ambii își spun că au o misiune importantă. Toate aceste povești, că sunt ale jurnalistului, că sunt ale scriitorului, au mesajele lor și sunt importante, merită să fie spuse. N-aș vrea să vă întristez însă. Lumea din care vin eu în acest moment este însă destul de tristă,
pentru că vin dintr-o țară pe care am iubit-o și o iubesc atât de mult, dar unde se moare acum stând pe o terasă la o cafea. Este un lucru absolut incredibil care se întâmplă în Franța. Anul trecut au murit 8 jurnaliști în redacția revistei Charlie Hebdo, pentru că erau jurnaliști. Iar pe 13 noiembrie anul trecut au murit 130 de oameni pentru că erau, nu francezi, pentru că le plăcea viața. Erau niște oameni care se aflau pe un stadion, într-o sală de spectacol, în câteva baruri, în câteva restaurante, pe terase, bând o bere și se bucurau de viață. Erau oameni de multe naționalități, de toate vârstele și de toate credințele. Dar există o forță care vine peste Europa și care nu admite pofta de viață, care în orice caz consideră că dușmanul cel mai mare este arta de a trăi. Această formă de barbarie care s-a revărsat asupra Franței și asupra Europei Occidentale este o surpriză gigantică. Occidentul nu se aștepta la așa ceva. Sigur, n-am scris încă o piesă despre aceste evenimente, deocamdată am transmis, dar ele mă tulbură și mă întreb dacă într-o bună zi și țările din Estul Europei care n-au nimic de a face deocamdată cu această formă de barbarie nu vor fi atinse de ea. De altfel, pentru a încheia, aș mai spune că Europa a făcut două încercări atate de sinucidere. Primul război mondial și al doilea război mondial. Tare mă tem că în acest moment face și o a treia încercare prin sinucidere culturală. Lăsând să se dezvolte chiar în sânul ei practici, aș spune, apariția unor moduri de viață și de a gândi care sunt incompatibile cu ceea ce Europa ar trebui să reprezinte. Umanitate, umanism, toleranță, frumusețe, democrație, libertate, adevăr. Iată, deci, pe Matei Vișnec, și în calitate de jurnalist, și în calitate de scriitor, și în calitate de călător între două lumi. Cu atât mai mult mi se pare că teatrul, ca loc de reflecție, este necesar. Cu atât mai mult mi se pare că este necesar să înțelegem evenimentele pe care le vedem. De unde și definiția dată de mine jurnalistului, jurnalistul nu este un om care duce o informație din punctul A în punctul B. Asta înseamnă să fii cărăuș de informație. Jurnalistul este acel profesionist care ia informația și o transmite mai departe, încercând să furnizeze și cheia înțelegerii evenimentului. Întotdeauna mi-am propus ca jurnalist, și mă puteți asculta în continuare, să furnizez o informație obiectivă, dar să dau și chei de înțelegere. Scriitorul de mine și el dă chei de înțelegere ale lumii. Sunt mai frumoase cheile date de scriitor. Scriitorul este optimist, își spune că omul rămâne contradictoriu, dar frumos, interesant. Merită în continuare să credem în om, în literatură, în artă, în creație. Merită să credem în teatru, merită să credem în ceremoniile culturale, care de fapt numai ele ne vor salva cu adevărat și ne vor ajuta să păstrăm umanitatea din noi. Da, e foarte interesantă optica între jurnalism și dramaturgie, subliniată de rădăuțeanul Matei Vișnec. Noi, ca rădăuțeni, trebuie să ne mândrim. Desigur că cel mai jucat dramaturg la ora actuală din Europa este Matei Vișnec și că datorită lui s-a înființat la Suceava acest teatru. Întrerupem pentru un scurt moment de publicitate și revenim. Spune
spuneam așadar, stimați telespectatori, înainte de publicitate, că astăzi emisiunea În Obiectiv s-a mutat din studioul televiziunii Cromtel în teren la deschiderea oficială a teatrului Matei Vișniec în Suceava. Practic, după ce a ținut discursul său, Matei Vișniec a invitat alături de el pe scenă pe realizatorii filmelor documentare Parisul lui Matei și Matei Vișniec, rege la Avignon. După care, prezentată echipa de la TVR Iași care a realizat aceste două filme documentare, toți cei prezenți au putut urmări filmul Matei Vișniec, rege la Avignon. Din păcate, vă spun că nu putem, din rațiuni care țin de copyright, difuza decât o secvență din acest film, după care vă invit să vedeți câteva surprize de care a avut parte Matei Vișniec, pentru că mai erau doar câteva zile până la ziua lui de naștere. Aș vrea acum, înainte de a trece la filmul pe care vrem să vi-l prezentăm, să o invit aici pe directoarea televiziunii TVR Iași, Carmen Olaru, pentru a vă spune două cuvinte despre cum s-au născut două aventuri extraordinare, pentru că Matei Vișniec a devenit în ultimul timp și complice la realizarea a două filme documentare și poate că mai fac. Deocamdată îi reprezentăm de acestea și vă invit pe Carmen Olaru să ne spună, să vă spună cum s-au născut ele. Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc că ați venit la întâlnirea cu scriitorul Matei Vișniec. Ne bucurăm că noi, cei de la TVR Iași, suntem parte din acest frumos proiect și că suntem parte din întâlnirea de astăzi, prima întâlnire cu scriitorul pe scena acestui frumos teatru, pentru care vă invidiez. Deși noi avem un teatru național care arată foarte frumos, aici este un teatru care arată modern, vă felicit și sper să putem colabora pentru evenimente în viitor. Despre colaborarea cu domnul Matei Vișniec, vreau să vă spun că a început chiar de la zilele Matei Vișniec, în urmă cu un an. Îi mulțumesc lui Carmen Stăiciuc că a insistat să fim prezenți. Atunci ne-am întâlnit, ne-am cunoscut mai bine și am început să discutăm despre acest îndrăzneț, ambițios proiect. Nu știam cu ce pornim la drum și mă gândesc aici la partea financiară, în special, dar pentru că echipa pe care și-a dorit-o domnul Matei Vișniec aproape de domnia sa la Paris și la Avignon este o echipă foarte ambițioasă pe care probabil o să o vedeți după film. Nu am avut de ales, am găsit soluții împreună și astăzi mulțumesc acestei echipe că a stat pe capul meu până m-a convins că trebuie să meargă la Paris și la Avignon. Suntem onorați de această frumoasă colaborare, sper și eu din tot sufletul să continue și domnul Vișniec, putem să sugerăm de astăzi faptul că avem noi proiecte și poate sunt oameni de afaceri care doresc să le susțină și anul viitor să prezentăm alte filme aici. Deocamdată vreau să pronunț măcar numele echipei care a realizat cele două filme și spun că sunt două. Unul, Parisul lui Matei, pe care sper să-l puteți vedea cât de curând aici, în această frumoasă sală. Este filmul pe care aseară l-am prezentat la în aula Mihai Eminescu a Universității Alexandru Ioan Cuza. A fost o atmosferă foarte bună, un public extraordinar. În această seară veți vedea Matei Vișniec, rege la Avignon și nu aș vrea să omit faptul că acest proiect, care include proiecția celor două filme, a cuprins și spectacolul la care, de asemenea, domnul Matei Vișniec a fost în premieră, e vorba de Cabaretul Cuvintelor, pe scena Teatrului Național din Iași, în regia lui Ovidiu Lazăr, cel pe care cred că, la fel, în partea a doua, după film, îl veți cunoaște.
Proiectul acesta, eu vreau să precizez lucrul acesta, sunt foarte mândră, e primul nostru proiect, primul proiect EVR Iași, în cadrul aniversării noastre de 25 de ani. Noi împlinim în noiembrie 25 de ani de emisie regională. Ne cunoașteți, cred eu, suficient de bine. Și acesta este primul din cele 25 de proiecte pe care ni le dorim pe parcursul anului și sper să mai avem lucruri comune, proiecte comune cu dumneavoastră cei din Suceava. Cred că mai multe după spectacol. E bine să vedeți spectacolul. Vă doresc vizionare plăcută. Sau calitativ? E greu de spus, pentru că în OFF, în secțiunea neoficială, avem de toate. Altă dată, când a fost lansată această secțiune OFF, era vorba de un teatru non-conformist, de provocare. Era un teatru în OFF care se opunea teatrului oficial din IN. Acum însă, festivalul OFF a devenit un târg de spectacole. Ceva, un adevărat Babilon. 1300 de spectacole anul acesta, peste 1000 de companii. 8.000 de artiști care încearcă pe stradă să atragă atenția prin afișele lor, prin tractele lor, prin parăzile lor. Aici aflăm într-un loc strategic, aș spune, la Pasteur. O întreagă școală în spatele nostru este transformată în teatru în timpul festivalului. Toate sălile de clase au devenit teatre pentru companiile care au cumpărat câte o fâșie de timp ca să-și joace acolo. Avem o surpriză pentru Matei, pentru că peste 9 zile va împlini 60 de ani. Sunt câteva instituții în sală care vor să te felicite. În primul rând, am să-l chem pe domnul primar Ion Lungu. Bună seara, maestre! Dați-mi voie să pun acest coș de flori. Dați-mi voie să mai spun un sincer bun venit la Suceava. Sigur că am emoții, prezența dumneavoastră și mă copleșește și nu știu cu ce să încep. Mă duc aminte câte emoții am avut atunci când v-am cerut acceptul să ne dați voie să vă vorbim numele la Teatru Municipal Suceava, Matei Vișnic. Mi-aduc aminte, era seara, la ora 20, așteptam cu nerăbdare mail-ul dumneavoastră, a venit. Sigur, mi-a dat multe sugestii de care ținem și vom ține cont în continuare, dar lipsea esențialul, acordul dumneavoastră. Și atunci aveam a doua zi ședință de Consiliu Local,
Am intrat într-un soi de alertă că partea de legalitate spunea că trebuie. Da, sunt de acord. Am contactat-o pe Carmen. Dumneavoastră ați pe un avion undeva prin Italia. Nu vă găseam, până la urmă totul s-a terminat cu bine. Și vrem să vă mulțumim pentru acest lucru. Sigur că acest nume ne onorează, dar ne și responsabilizează pe noi ca municipalitate, pe mine ca primar. Și vă promitem așa într-un, mă rog, grai moldovenesc, bucovenean, că nu vă vom face de rușine. Vă promit acest lucru. Mergând mai departe, sigur că, vedeți, am început. Am făcut această sală, zic eu, frumoasă. Urmează mai departe să inaugurăm efectiv acest teatru Matei Vișnec și eu îmi doresc să se întâmple acest lucru cât mai repede. Am o colaborare foarte bună cu Carmen și, sigur, nu mă bag în probleme culturale, doar noi le sprijinim, le finanțăm. Avem săptămâna viitoare bugetul Consiliului Local, în care am propus, în urma consultării cu Carmen, un buget de 1.500.000 de lei, adică 15 miliarde de lei vechi pentru început. Și vreau să vă spun că în acest an, la capitolul cultură, vom avea 8% din bugetul Consiliului Local. Deci cultura va avea un rol mult mai important în bugetul municipalității, având în vedere faptul că de-a lungul anilor am făcut anumite proiecte pe infrastructură. Și sigur ne dorim acest lucru să inaugurăm pe o piesă scrisă de dumneavoastră și dumneavoastră să fiți aici alături de noi în prima jumătate a acestui an, dar nu din alte rațiuni, numai din respect pentru dumneavoastră. Și vreau să vă felicit anticipat pentru frumoasa vârstă de 60 de ani. Sigur că am aici un mesaj pentru dumneavoastră. Vreau să le spun celor de la Iași că mi-am fost mai harnici aici. Am făcut maestru încă de acum 2 ani de zile cetățean de onoare al municipiului Suceava. Astăzi o să-i mânăm doar o diplomă de excelență în întreaga activitate și v-aș ruga ca în periplul dumneavoastră pe care îl faceți de la Rădăuț, București, Paris, Avignon, să faceți totdeauna o haltă la Suceava. Aici aveți un teatru care vă poartă numele și niște spectatori care vă așteaptă cu mare nerăbdare. Vă mulțumesc și dați-mi voie să citesc acest mesaj. Este o onoare pentru municipiul Suceava să vă dorească în preajma aniversării zilei de naștere, când se construiește magia numărul 60 în viața dumneavoastră, gândurile cele mai frumoase și urările de bine. Alături de împlinirea unui vis, acela de a avea o instituție teatrală în municipiul Suceava, cu mulțumiri multiplicate pentru acceptul dumneavoastră ca aceasta să vă poarte numele. Să aveți o călătorie lungă și magnifică în lumea teatrală, excepțional de frumoasă, pe care o imaginați și o construiți cu eleganță și rafinament pentru suceveni, pentru fiecare dintre noi. La mulți ani, maestre! Mulțumim din partea Clubului Rotarii Suceava Bucovina, domnul președinte din acest an Ionuț Vasilaș și din partea Rotaract Alina Calistru. Am inițiat împreună cu Primăria Suceava și alte entități culturale din județ zilele Matei Vișnec, care anul acesta vor ajunge la ediția a 5-a, a 4-a, mă scuzați, și este unul din cele mai importante evenimente teatrale din nordul României. Și pentru acest lucru mulțumesc domnului Matei Vișnec. Odată cu mulțumiri, vrem să condensăm toată prietenia, aprecierea și dragostea față de prietenul Matei și de maestrul Vișnec prin această plachetă oferită din partea grupului nostru. Mulțumesc! Centrul Cultural Bucovina este de asemenea alături de dramaturgul Matei Vișniec, domnul manager Viorel Varvaroi și a exprimat dorința să îl felicite. Maestre, un semn de apreciere, de prețuire din partea Centrului Cultural Bucovina, instituție de cultură a Consiliului Județean Suceava. Vă urez la mulți ani să trăiți când ne trebuiți atât nouă Bucovinei, cât și culturii mondiale. La mulți ani cu sănătate și mulțumim că sunteți alături cu noi. Iar Centrul Cultural Bucovina a dat
prima persoană care a înființat centrul Teatrul Matei Vișnec, pe doamna Carmen Seciuc, Carmen Veronica Seciuc. La mulți ani încă o dată, Veronica, la mulți ani și teatrul să meargă înainte. Excelență, nu mă așteptam să mi se facă o asemenea surpriză. Primele mele cuvinte cu dumneavoastră să fie printr-un microfon. Ne-ați ajutat în septembrie-octombrie 2015 să facem un demers important pentru orașul Suceava și pentru regiune. Am lucrat la strategia de dezvoltare culturală a municipiului Suceava. Am făcut un pas important pentru viitorul orașului. Am privit cultura ca o investiție în noi, în oameni și în viitorul nostru. Și pentru asta vă mulțumim. Și dați-mi voie să completez ce ați primit deja cu un exemplar. Sper să aveți timp să vă uitați prin el și mulțumim încă o dată pentru contribuția pe care ați avut-o. În final, o mică atenție și din partea Teatrului Matei Vișnec Suceava. Am avut în mine că un moment de inspirație, un moment creativ în care mi-am dat seama că această inaugurare, de fapt nu inaugurare, acest prim moment al teatrului, acest debut al Teatrului Sucevan coincide cu 60 de ani ai scriitorului Matei Vișnec. Iar din 6, deci cifra 60, 6 și 0, din 6 am imaginat o față tristă, iar din 0 o față zâmbitoare. În așa fel încât logo-ul pe care îl va purta Teatrul Municipal Matei Vișnec Suceava va fi acel 60 de ani care coincide cu vârsta maestrului Matei Vișnec. Vă rog să primiți și din partea noastră acest logo pe care să-l păstrați și să-l aduceți aminte totdeauna pe la vârsta de 60 de ani la Suceava s-a înființat născutul teatru care se poartă. Unul dintre obiectivele noastre sau ale noastre, de fapt, este să-i facem pe tineri să vină în această casă, în acest teatru, să ocupe aceste locuri, să se simtă acasă și să simtă că pleacă de aici cu ceva important, cu o altă modalitate de a gândi lumea, cu alte emoții decât cele pe care le primesc la televizor. De altfel, par blând, dar eu sunt perfid. Când mi se întinde un deget, prin toată mâna. Deci, este un fel de apel și un fel de profit acum că domnul primar este aici, pentru a spune că cu mine nu o să vă fie ușor. Am să vin mereu cu idei noi. Deci, acceptați-mă așa cum sunt. Vă mulțumesc mult. Atât pentru astăzi la emisiunea În Obiectiv. Trebuie să spun în încheiere că ne mândrim ca rădăuțeni foarte mult cu dramaturgul și cu jurnalistul Matei Vișnec. Se încheie emisiunea de astăzi. Sunt Corneliu Cârdeiu și vă invit să rămâneți pe Cromtel TV.